Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. Informații și imagini în exclusivitate aici la România TV. Avem detalii importante și despre alegeri, de exemplu, marele mister al acestui scrutin în această seară. Însă, venim cu noutăți și despre bătălia asta ciudată pentru Clotilde Armand. Nu să punțe imaginea inedită Man și doamna Șoșoacă, practic amândouă crize de nervi cu voturi. O să activațiile sunt similare. La fel de important, avem și o bombă politică apropo de prezidențiale. Aici se fac jocuri și manevre interesante, s-ar putea să apară cineva pe turnantă. Însă, doamnelor și domnilor, vreau să încep cu imaginile momentului, o bătaie în stradă cu polițiști locali la Timișoara. Filmează-l un tine dat. Nerușinatule ce ești. Filmează-l un tine dat. Nerușinatule ce ești. Și tot din vestul țării, doamnelor și domnilor, vin imaginile cu o fetiță de 12 ani care a fost lovită de un tramvai pe o stradă din Timișoara. Scenele au fost surprinse de o cameră de supraveghere din zonă. Wow. În imagini se poate vedea cum traversează strada în fugă pe trecerea de pietoni, însă la un moment dat se lovește practic de acest tramvai. Copila a scăpat doar cu o lovitură ușoară după ce a reușit să se proptească cu mâini de tramvaiul în mișcare. Oricum, după acest incident, foarte multe persoane au spus că e importantă acea educație rutieră în școli, care din păcate a dispărut în ultima perioadă. Repet, aici vorbim despre o fetiță de 12 ani. Și tot astăzi, important, am văzut câți bani s-au cheltuit în campanie și, să spunem așa, premianți sunt reziștii care au cheltuit cei mai mulți bani în campanie pentru a obține votul românilor, cel puțin în zona aceasta de online. Ei bine, în ciuda acestui fapt, rezultatele USR, cum bine știți, au fost un eșec, motiv pentru care liderul partidului, domnul Drulă, și-a dat deja demisia. Datele oficiale arată că Uniunea Salvat România este formațiunea care a băgat cei mai mulți bani în zona online a campaniei electorale, bugetul fiind, de atenție, 5,1 milioane de lei. Da, asta este suma, doamnelor și domnilor, și cu toate acestea și cu toți acești bani băgați în campanie, rămâne întrebarea cum s-au organizat aceste alegeri și imaginile zilei continuă să vină din zona Bucureștiului, sectorul 1 și sectorul 2, acolo unde, în continuare, se pot filma saci cu voturi nesupravegheați în văzul tuturor. Uitați-vă cum au rămas hârtii acolo și nu le ia nimeni. Puritate, nu există niciun proces verbal de predare, primire, nu există nimic. Se face primire. Ia uite câte hârtii au rămas acolo în mașină și nimeni nu le ia de acolo. Oameni buni, e inimaginabil. Cum să nu fie că noi le-am filmat? Haideți, puteți să ne uitați, băi! Rușine, cum nu există saci cu voturile? Uitați-vă, băi! Poților, spuneți procesele verbale de predare, primirea sacilor. Arătați-ne, arătați-ne cum sunt voturi. Tot unde sunt bani, procesele verbale? Unde e autorizarea nenorociților ăstora că au dreptul să preia așa ceva? Unde e cuson? Unde sunt insignele lor? Unde e inscripționarea acestei clădiri? Unde e inscripționarea mașinii? Unde e inscripționarea oamenilor? Unde e îmbrăcămintea specială? Unde e acreditarea? Unde e acreditarea?
limitare a acestor oameni. De ce nu vreți să acceptați această înfrângere, doamna primar? Am făcut plângeri la poliție despre asta. Vreau să vă întreb dacă s-a luat vreo decizie în urma... Ne interesează. Atunci, vă rog mult, veniți cu niște întrebări relevante. Am eu o întrebare, doamna primar. Microbuzele, de ce au întârziat microbuzele? V-am ascultat destul, dumneavoastră. Dar nu mai fiți așa de supărată, doamna primar. Da, criză de nervi atât pentru doamna Șoșoacă, dar și pentru doamna Clotilde Arman. De ce se teme doamna Șoșoacă? Pentru că după ce apar tot mai multe secții de vot cu buletine numărate, procentul domniei sale pentru europarlamentare devine din ce în ce mai mic și s-a stabilizat, să spunem așa, fix la 5%, adică la limita pragului electoral, mai precis 5,03%. Așadar, după ce se vor număra toate secțiile, există riscul să asistăm la o altă mare surpriză. După ce a crezut doamna Șoșoacă că intră în Parlamentul European, s-ar putea să nu mai intre în această seară. Discutăm situația cu Florin Manole, PSD, Alexandru Corci și Forța Dreptei, dar și Alice Drăghici împreună cu noi. Dar înainte să deschid discuția, aș merge la colega mea Roxana Ciucă, pentru că rămân în topul știrilor zilei aceste situații mai mult decât bizare și hilare de la sectorul 1 și 2, acolo unde atât doamna Clotilde Arman, cât și actualul primar de la sectorul 2, domnul Radu Mihail, nu vor să accepte înfrângerea, deși diferența este una semnificativă de peste 500 de voturi în ambele cazuri. Roxana, ce se mai întâmplă? Bine te-am regăsit, Andreea. Bună seara, doamnelor și domnilor. Clotilde Arman nu zice înfrângerea pe care a avut-o în fața lui Florin. De urmare, așa cum ați văzut, a venit la biroul de la sectorul 1, a făcut circa acolo în securitatea tehnică. Păi, ce să se întâmple astăzi? S-au renumărat buletinele de vot pentru 240, respectiv 144, pentru că au fost găsite acolo niște neconcordanțe în procesele verbale. Înțelegem că din moment în moment este așteptat să se simțită Andreea tot circul de la sectorul 1, adică mai Roxana, acolo s-a vorbit mult despre filiera aceasta, Coldea, Clotilde Arman. Ce ne poți spune? Păi, ce să vă spun, Andreea? Acum, Clotilde Arman a fost, iată, susținută, da? De a câștigat alegerile de acum 4 ani de zile, s-a ales de drept Coldea nu mai e, dar ea a rămas în postare cu 77 de dosare la partidul de pentru săcătoria sectorului 1. A avut sprijin și din partea ambasadelor. Mai multe azi noapte, de exemplu, a fost și până ambasada Americii astăzi când a venit la biroul acesta a fost. S-a avut sprijin din partea generalului Coldea, din partea unor apropiate a acestuia, a câștigat alegerile de acum 4 ani de zile și iată că Maxia Coldea și acum și-o dorește foarte tare pe franceză în această funcție, dar din păcate trebuie să accepte victoria lui Coldea. Mulțumesc mult pentru intervenție. Vor fi din moment în moment și declarații noi la Biroul Electoral Central. Doamna Alice Drăghici, și uiteți, asta e România, așa s-a organizat, sacii sunt pe stradă, mă rog, mai vine o să ajungem în timpul vieții noastre să votăm civilizat, fără foi de hârtie, fără ștampile și fără sacii ăștia cu buletine de vot și atâția arbori tăiați ca să zacă acolo hârtiile alea care devin niște hârtii fără valoare. O să ajungem și noi în lumea normală să votăm electronic. Deci doamna Armand cred că a primit niște garanții că va câștiga primăria. Dar n-a aflat că în România se câștigă prin vot? Da, eu așa cred. Ca, așa ca și acum 4 ani, a primit asigurări că va fi bine. Acum 4 ani, de bine, de rău, a fost bine, cu chiu, cu vai. Am văzut și în ce condiții, dar a fost bine până la urmă. Iar acum n-a mai ieșit așa de bine cum era dumneai convinsă. Pentru că toată fibrilația asta în care a intrat de 2 zile sau 3 se fac astăzi, face dovada faptului că nu ți-a pus nicio secundă problema că ar putea pierde. Deci doamna Arman, de 4 ani, pe toate televizoarele, cel puțin aici, este criticată și toată lumea își pune probleme și întrebări. Astăzi e inculpată, e trimisă în judecată, de dosarul ăla cu voturile nu mai știe nimeni nimic, dar el a existat și
Și totuși, dumneavoastră a fost foarte liniștită și convinsă că se va termina cu bine. Nu pot să nu remarc și da, faptul că acum apare așa că e pe aceeași palier cu doamna Șoșoacă. Deci, adică și doamna Șoșoacă riscă să piardă Parlamentul European pe care încă nu l-a câștigat. Nu ne miră nimic. Dar doamna Armand, efectiv, e în șoc. Deci femeia nu se mai poate aduna, nu se mai poate echilibra, țipă, se agită, fuge dintr-o parte în alta. Chiar nu-și găsește locul. A primit însă atenție, în ciuda celor ce s-au spus, destul de multe voturi de la cetățenii sectorului 1, încât să poată aborda această discuție cu pretenție de câștigător. Pentru că e și asta o chestiune. 4 ani de zile s-au făcut referendumul Andreea să fie demisă. S-au strâns semnături. Toată lumea țipa, cărau sacii de gunoi în fața primăriei. Ce-am uitat lucrurile astea? O hăituiau cetățenii, nu ziariștii, cum spune ea, că ea cu presa are o problemă, că nu suferă presa și nici ea pe presă. Dar mergeau oamenii acolo. Era nenorocire. Și totuși, după 4 ani, are aproape la fel de multe voturi ca un om care a venit cinstit, onest, deschis, fără asta dacă trecut. Mai putem avea încredere în voturile astea, pentru că vreau să-i dau reprezentantului puterii, de fapt, din punctul meu de vedere, ca jurnalist, cel mai mare mister al acestor alegeri. Imediat, sau mă rog, în ultimele zile, când s-au centralizat la BEC rezultatele acelea pe europarlamentare, locale și consilieri plus primari, deci 3 buletine de vot, 1 milion de voturi nule. Astăzi vine Becul la oraș și pe ce anunță pe celelalte 2 buletine, adică CJ și președinte de CJ, voturi nule 31.000. Adică 1 milion de cetățeni le-au tremurat ștampiluțele pe astea 3 buletine, însă au fost impecabili la celelalte 2 buletine. Cum vă explicați? Adică cum s-a putut? Vă spun cu sinceritate că nu știam speța asta, că ocupându-mă de sectorul 1, nu prea mi-a mai lăsat doamna Armand timp să mai citesc presa. E într-adevăr o diferență foarte mare între 1 milion și 30.000. Presupun că Becu trebuie să dea o explicație să și dea o va Becu da, explicație, pentru că l-am văzut astăzi și pe domnul Greblă intrând la diverse televiziuni, poate și la dumneavoastră, nu știu, ca să vorbească. Te gândești, adică nu oare e... o fi votat ce a ieșit? Vreau să zic doar că 1 milion de voturi, doar la 3 buletine, alea în care erau cu miză. Că la județe, vedem, țara e formată de UDMR, PSD și PNL. Să nu iasă PSD și PNL când PSD și PNL au în momentul de față 90% din primarii țării, deci e clar că nimeni nu s-a mai uitat pe buletinele alea. Nu știu, poate fi o explicație. Ce părere aveți, domnul Coceș? Cel puțin că trebuie investigată această situație, pentru că este o anomalie. Matematic e o anomalie. Pe mine nu mă surprinde faptul că sunt 1 milion de voturi nule. Adică eu pot să cred că sunt 1 milion de cetățeni care și-au exercitat dreptul de a vota și l-au anulat pentru că au fost nemulțumiți de oferta. În schimb, la CJ-uri politică, le-au plăcut candidații. Adică eu pot să cred că sunt 1 milion de voturi nule. În schimb, mi-e foarte greu să cred că este această discrepanță între 1 milion de voturi nule pe acele buletine de vot pe locale și europarlamentare și la județene, domne, a fost deci au venit numai cu este ceva profesori ce universitari. Cel puțin investigat și cred că inclusiv ar trebui o autosezizare a autorităților. E ceva matematic Greblă, cât se poate Greblă, de... prin Biroul Electoral Central se ocupă de la un capăt până la celălalt de organizarea alegerilor. Și toate aceste lucruri trebuie explicate de dumnealui. Absolut. Pentru că, de altfel, românii sunt la o încredere în alegeri destul de mică și după acel moment absolut ridicol din 2020, tot sectorul 1. Breaking news acum. Bine, doamnelor și domnilor, după mai multe zile de caniculă, s-a dat în România ordinul raționalizării apei, atât apa folosită pentru datul grădinii, cât și apa băută în foarte multe zone din țară, acolo unde acest, să spunem așa, produs vital este
esențial și este în egală măsură după atâtea zile de caniculă și deficitar. Florinela Georgescu ne explică ce se va întâmpla de mâine încolo, pentru că, într-adevăr, e o alertă importantă. Bun găsit! Sunt două coduri galbene în vigoare. Până mâine dimineață, codul privind instabilitatea atmosferică. Vizate sunt în special județele din Oltenia, partea de nord a Munteniei, zona Carpaților meridional și orientali. Așteptăm, bineînțeles, toate fenomenele asociate instabilității, averse torențiale, vânt, vijelii, căderi de grindină și descărcări electrice, iar cantitățile de apă pot depăși izolat 40 de litri pe metru pătrat. Din punct de vedere al temperaturilor, vom avea schimbări mai importante începând de vineri și probabil până la sfârșitul acestei săptămâni și prima zi a săptămânii viitoare, temperaturile urmează în general a se situa în normalul perioadei, aceasta însemnând că mai ales vine, care pare a fi ziua cu temperaturile cele mai scăzute, să nu mai depășim 28-30 de grade. Pe de altă parte, însă, semnalele pe care le avem acum arată că foarte probabil de marți încolo temperaturile vor fi în creștere și vom avea un nou val de căldură. Și dacă astăzi am văzut-o pe doamna Șoșoacă protestând și indignată că ar putea să pice ca procent pentru europarlamentare sub pragul de 5%, cel puțin acum la numărarea peste 99% dintre voturi este fix acolo, în pragul de 5, dar și 100 de voturi o pot duce sub acest prag, doamnelor și domnilor. Ei bine, au apărut astăzi și aceste imagini care sunt de la o petrecere dată de ambasada Rusiei la București, la care și doamna Șoșoacă a participat după aceste alegeri de duminică. Ele, aceste fotografii sunt de la reședința ambasadei Rusiei la București. Cum să interpretăm, doamna Alice Drăghici? Pentru că astăzi, de exemplu, au apărut informații că și doamna Clotilde Arman s-ar fi dus la o altă ambasadă, nu la ambasada Rusiei. Așa că e o veche cunoștință a personalului diplomatic din Rusia. Vechiul ambasador știu că s-a retras după ce i-a decedat soția. Nici nu știu dacă a fost numit un nou ambasador. Habar n-am, că nu mai țin pasul cu evenimentele, sunt prea multe. Dar nu e de mirare, pentru că ea a ținut mereu legătura cu ambasada Rusiei. Faptul că a fost aleasă europarlamentar nu înseamnă nimic. Afinitățile ei sunt aceleași și cred că dacă va ajunge la Bruxelles, va dori să saboteze din interior construcția europeană, pentru că am auzit-o spunând că e o cloacă și acolo, ca și în România, practic, adică și acolo e altă cloacă, ceva de genul ăsta, la voi am văzut, cred că, nu știu dacă era de pe TikTok sau era o luare de poziție în alte circunstanțe, dar exprimarea exact asta era, că să nu credem că acolo e mai brează lumea, că e la fel ca și aici, adică horror, și se duce ca să pună puțină ordine în lucruri. Cum puteau, domnule Manole, cei de la, mă rog, din apropierea ambasadei Rusiei să o ajute pe doamna Șoșoacă? S-a vorbit foarte mult, nu doar de atacurile acestea cibernetice pe care rușinii le trimit cu sfințenie după demararea războiului din Ucraina, dar se vorbește și de o implicare a lor în, să spunem, coordonarea social media și a rețelelor acestea pe care doamna Șoșoacă le folosește cu multă intensitate. Eu n-am informații că s-ar întâmpla așa ceva, pe de altă parte și pe mine m-a... Domnul Ciolacu i-a zis la un moment dat, ești omul rușilor. Păi, se vorbește de asta. Asta e explicit parte. Și doamna Șoșoacă nu se ascunde deloc. Dar mie mi-e greu să cred că Rusia a avut vreo implicare în alegerile din România de la, pentru Parlamentul European, însă într-adevăr și eu am fost mirat, nu mă așteptam ca ea să... Au fost rapoarte internaționale din ultimii 10-15 ani unde arăta că Rusia a avut implicare în foarte multe țări europene. Nu foarte multe, dar eu nu am simțit asta. Acum, într-adevăr, scorul... Păresc că nu vine așa pe față să...
Nu, dar pe de altă parte, haide să ne uităm la exemplu 2020. Am avut 3 luni de zile între locale când AUR a făcut, cred că 0,8% și parlamentare când AUR a făcut peste 7%. Adică aici ți-e explicit că s-a întâmplat ceva, adică în 3 luni de zile să ai evoluția asta, nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria României, cu niciun partid, în niciun context și cred că nici în Europa nu s-a mai întâmplat ceva așa de brusc. Deci aia se dă de gândit. Evoluția doamnei Șoșoacă însă e pe mai mulți ani, e o figură publică deja consacrată, dar într-adevăr astăzi mi se pare că s-a văzut că balaurul are două capete, unul Clotild și unul Șoșoacă. Pare că sunt multe diferențe între ele, dar nu. În afară de limbaj, faptul că doamna Șoșoacă stăpânește mai bine limba română și o folosește agresiv, o face diferită de doamna Armand, care abia reușește să lege două vorbe în limba română, dar amândouă fac același lucru. Contestă în moduri diferite establishmentul din România. Și am o nouă informație de ultim moment apropo de ce a stârnit dumneavoastră politicieni într-o familie celebră din România și vă mărturisesc că alegerea unui primar a stârnit bătaie în familie. Haideți să vedem. Acestea sunt imaginile, domnilor și domnilor. Înțeleg că este din... nu este un nou caz Caracal acesta, dar o să vedeți, s-a întâmplat din păcate la în Brăila, acea poveste absolut sinistră, o să discutăm și despre ea, dar aici înțeleg că e vorba de o familie celebră din România, Ana Maria Prădan și fostul său soț Reghe Kampf, Dana Cărbunară, unul de detalii. Ce s-a întâmplat, Dana, acolo? Înțeleg că bătaie în toată regula din cauza unui candidat. Din cauza unui stijet, mai exact. Soțul Reghe Kampf a venit să stea stijetul pe care îl revendica și a mers mai întâi acasă la Ana Maria Prodan. Nu era stijetul acolo, i-a spus că se află undeva la un servis la reparații. Moment în care Reghe Kampf s-a dus la acel servis, l-a urmat și Ana Maria Prodan și au început să se certe ca la ușa cortului în fața servisului. La fața locului au intervenit și polițiștii pentru a afla ce se întâmplă cu exactitate, dar și pentru că există deja un dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunii de furt. Asta după ce Laurențiu Reghe Kampf a făcut această plângere spunând că i-a fost furat schigetul. În acest moment cei doi se află în incinta sediului de poliție Snagov, un martor de acolo că ar fi un truc de nedescris, să urlă unii la ceilalți și așteptăm să vedem cum se va încheia tot acest scandal, pentru că iată, sunt și polițiștii acolo și îi vor audia. Mulțumesc mult, Dana Cărbunară. Oricum, de la un martor la acest incident am aflat că de fapt se ceartă și pe candidatul din zonă, adică și schijet, adică partaj, dar și politică, doamnelor și domnilor. Revenim la chestii mai serioase, pentru că din păcate în România asta care votează alege, stabilește, cum spunea domnul Manole, establishmentul din această țară, pare că în anumite zone nu se schimbă nimic și am avut din păcate un nou caz Caracal care zguduie din temelii poliția, dar nu știm dacă de data asta o să o zguduie cu folos sau fără folos. Ei bine, o femeie din Brăila a sunat la 112 să ceară ajutor, însă polițiștii au mers la fața locului, au stat la poartă și n-au intervenit. Femeia a fost găsită moartă după 24 de ore, după un alt apel la 112, dat de un vecin care și-a dat seama că în incinta respectivă s-a întâmplat ceva. Ce se întâmplase? Soțul își omora soția și după și soțul s-a sinucis. Ce spune acum poliția? Trimite la fața locului, îi trimite de fapt pe toți reprezentanții abilitați ai corpului de control. Crima terifiantă a avut loc în comuna Mircea Vodă. Femeia de 44 de ani a reușit inițial să fugă din mâinile criminalului care îi era și soț și a sunat la 112. Însă nu a reușit să spună ce se întâmplă cu ea pentru că apelul s-a întrerupt brusc. Ea a fugit pe stradă și a dat colțul să ducă la mama ei și el s-a dus cu bicicleta după ea și a prins-o.
Și a adus-o înapoi și după ce a omorât-o pe ea, el s-a dus înapoi, cred că de-a mai băut ceva. Cadavrul femeii a fost găsit abia a doua zi de o cunoștință care a sunat la 112. Alături de victimă se afla și bărbatul care s-a sinucis după ce a comis crima. Ea a fost la votare, ca observator avea vestul în aia galbenă și când a venit ea, probabil că a venit mai târziu, el a fost și el acolo. S-ar fi certat de la bani, de la... Nu știu, deci nu știu. Și ea știa ce om este, deci nu trebuia să încurci cu ea. Două echipaje de poliție au mers la fața locului, dar au stat la poartă și nu au intervenit pentru că din locuință nu se auzeau țipete sau vreun conflict în derulare. Și la momentul ăla spuneau că au primit un telefon pe 112, s-a auzit un țipet și atât. Le-au dat un itinerariu, adică strada Pieții cu Dudulii. Și ne-am gândit că e copil. Bă, dar aici nu sunt copii în zona aia. Deci au fost în zonă și în n-au... Zonă. Că au fost și la poartă la ea. La dispecieratul SUNUA 112 Brăila a fost înregistrat un apel telefonic în care se aude o femeie care țipă, fără a preciza date privind identitatea sau locul în care se află. La nivelul inspectoratului de poliție județean Brăila au fost demarate verificări interne. La fața locului a fost trimis corpul de control care verifică modul în care au acționat polițiștii veniți la fața locului după apelul la 112. Da, domnule Curciș, avem sinistrul și în egală măsură celebrul caz Caracal. Fetița de aproape 15 ani a murit pentru că n-au intrat polițiștii peste dincă. Aici doamna sună la 112, polițiștii găsesc locația, că am modernizat sistemul, dar nu intră că nu se auzea nimic. Da. De la poartă... Atât timp cât mă gândesc că trebuie să fie un protocol acolo de intervenție și atât timp cât s-a dat un telefon la 112 din acea locație pe care tu ai identificat-o, eu știu că în alte state civilizate nici nu am cunoștințe despre protocol, dar vedem și noi, ne uităm la filmele americane. Dacă s-a dat un telefon la 112 dintr-o locație, și pe urmă nu se mai continuă convorbirea, acolo este trimis un echipaj care are dreptul să intre în casă pentru că se presupune legitim că cineva este în pericol, că altfel nu suna la 112. Dacă se constată că a fost o farsă sau ceva, aceia primesc o amendă cât să o țină minte toată viața. Da, dar ai tot dreptul să intervii din punctul meu de vedere atât timp cât este pusă sau ar fi putea fi pusă în pericol viața unui cetățean. Ai fost omorât în liniște, ca să spun așa, cu poliția la poartă. Pentru că, practic, tot ceea ce trebuie să facă poliția română este un serviciu public. Asta este un serviciu public. De ce n-a intrat domnule Manole în casă acolo de data asta? Nu știu, dar aici sigur nu este o problemă de legislație sau o problemă de proceduri. Mie mi se pare că este... o situație în care răspunderea integrală este a celor polițiști care au ajuns acolo și nu au făcut absolut nimic. E inexplicabil, nu pot. Câte cazuri Caracal ar trebui să mai avem? Acum, bine, nu-i Caracal, e Brăila. Eu nu văd pur și simplu o altă soluție. Bine, o soluție generală ar fi să ai o pregătire mai bună a polițiștilor, asta fără discuție. Dar nu cred că rezidă în modificări legislative sau de proceduri, ci pur și simplu în faptul că polițiștii trebuie să-și ia munca foarte în serios. Ai auzit țipătul, ai spart poarta, a intrat înăuntru. Normal că dacă de la poartă nu cred că se mai aude cum o omoară în casă, că poate sunt mai multe camere. Dacă vă amintiți, în timpul pandemiei, mie mi-a rămas în minte imaginea aia, făcea un om grătar într-o comună din Giurgiu și l-au întins pe jos și i-au pus cătușe. Ori, să fie atât de, în ghilimele, ferm că făcea la grătar și îl făcea afară din curte în loc să-l facă în curte și încălca restricțiile din pandemie, fiind oricum singur acolo, adică în fine cu familia lui, dar când e vorba de un apel la 112 să te porți cu mânuși, aici e o problemă strictă. Concluzia extrem de tristă, doamna a fost omorâtă, soțul inconștient s-a sinucis ulterior. Ne întoarcem la politică, domnilor și domnilor, și după ce am văzut că s-au desfășurat aceste alegeri, ne pregătim de altele. Cele mai importante fiind cele prezidențiale. Iar bomba momentului este, de fapt, jocul acesta al PNL-ului în logica ruperii coaliției, pentru că își doresc, cei din Partidul Național Liberal, să aibă candidat propriu și e foarte greu să gestionez din punct de vedere politic o astfel de candidatură personală în condițiile în care ești în alianță cu celălalt contracandidat, adică cu un candidat de la PSD. Marina Cioacă ne explică. Bun găsit!
Bun găsit, doamnelor și domnilor, alegerile prezidențiale ar putea duce la ruperea coaliției. Asta în scenariul în care cele două partide, PNL și PSD, vor merge cu candidați separați la alegerile prezidențiale în persoanele președinților de partid, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. În cazul în care președinții de partid ar ajunge să fie contracandidați pentru fotoliul de la Cotroceni, sursele noastre de la vârful coaliției ne-au dezvăluit că se tem cele două partide că acest lucru va duce la ruperea coaliției de guvernare. Până acum, cele două partide au realizat alianțe punctual pentru alegerile locale, însă alegerile prezidențiale, în cazul în care vor fi cu doi candidați separați, automat ar putea să ducă la ruperea coaliției de guvernare și lucru care ar duce și la demisia premierului Marcel Ciolacu, în cazul în care nu ar mai avea susținere politică, pentru că spunea în momentul în care PNL va ieși din această coaliție, își va depune mandatul. În plus, sursele noastre de pe scena politică ne-au dezvăluit că liderii coaliției iau în considerare și ca alegerile prezidențiale să aibă loc la termen în luna decembrie și nu acum în luna septembrie, asta tot în scenariul în care cele două partide vor merge cu candidați separați la alegerile prezidențiale. Vă pot spune cu toată responsabilitatea că Partidul Național Liberal va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale și toate aceste scenarii, cum este normal în viața politică și în dezbaterea publică, fac deliciu analizelor. Dar acum când noi discutăm și nu se va schimba această abordare, Partidul Național Liberal va avea propriul candidat. Alegerile, în momentul de față, neexistând încă o hotărâre de guvern care să stabilească data alegerilor, poate să intre în discuție și să analizăm, să vedem care sunt părțile bune, care sunt părțile mai puțin bune vis-a-vis de o campanie în timp de vară sau să le ducem acolo unde, într-adevăr, au fost de-a lungul timpului aproape de alegerile parlamentare. Adică dacă domnul președinte Iohannis, e clar că nu mai are nicio șansă pentru șefia sau pentru postul de secretar general al NATO, doamna Liz Drăghici, nu mai organizăm alegeri în septembrie, le ducem din nou în decembrie, sau să fie altul motivul? Nu, cred că motivul, dacă se vor duce la termen, este că nu reușesc să se înțeleagă până în septembrie. Pentru că dacă vor candida amândoi, vor ajunge probabil amândoi în al doilea tur de scrutin și unul va pierde. Și în situația asta s-ar putea ca partidele, care sunt pline de oameni foarte puternici și orgolioși și dornici să le ia locul, fiecăruia dintre cei doi, vor cere să se ia niște măsuri de natură organizatorică. Dar cum poți să faci campanie tu fiind la putere, să spună Ciucă, Ciolacu e rău, și Ciolacu să spună Ciucă e rău? Dar nu se vor putea sigur că e caragios. Și varianta corectă ar fi fost să aibă un singur candidat. Să fie în varianta prezentă, zic eu. Domnul Ciucă înțeleg că de nevoie, săracul trebuie să candideze. Cât apetit are pentru candidatură, se vede. Deci e suficient să-l vezi la televizor și îți dai seama. Numai că domnul Rareș Bogdan a spus, este obligat. Partidul te obligă din poziția de președinte să-ți asumi candidatura, cu toate consecințele ce decurg din rezultatul votului. Punct. Deci mai clar decât atât, ce să spună un om, decât că este obligat. Se vede că e obligat. Deci este cât se poate de limpede că domnul Ciucă este obligat. N-are nici cea mai mică dorință de candidatură. Nu știu ce anvergură de președinte va avea, nici nu mai contează. Dacă au avut anvergură alții înaintea lui, o să-i vină și lui anvergura pe parcurs. Problema este că e corect ce ai spus. Deci ei sunt într-o alianță, da? Pe care au zis că o mențin. Din această alianță, cele două vârfuri, unul premier, altul fost premier, candidează fiecare pe culoarul lui. În campania asta de locale și-au dat directive să nu se atace. Mă rog,
S-au atacat de... s-au și bătut, că i-am văzut la televizor. Da, da, deci... da, nu ei doi. Nu ei doi, da. Ăia mai mici, dar s-au dat cu bătele, Andrei, am văzut, da? Deci oamenii da, n-aveau... Da, era într-o localitate din Vâlcea. Unde era, din Vrancea, era. Nu mai știu unde. Ei nu să se bată, nu să se înjure, dar trebuie să faci campanie și să-ți ataci contracandidatul. Deci se va ajunge la o situație oribilă, pentru că nici PSD-ul nu renunță. Și din nou PSD-ul va pierde aceste alegeri prezidențiale. PSD-ul, domnule Manole, merge cu domnul Ciolacu sau cu un alt candidat? Că, de exemplu, astăzi așa lansau colegii noastre pe surse că ați putea merge inclusiv cu Mircea Joană. După ce o să terminăm cu încheierea tuturor procedurilor birocratice pentru alegerile astea care abia s-au terminat, o să avem mai multe întâlniri, o să avem un congres, pentru că și statutul, și cred că statutul oricărui partid presupune chestiunea asta, dar sigur al PSD-ului presupune necesitatea unui congres care să stabilească ce candidat vom avea. Altfel... Cu certitudine însă vom avea un candidat, ar fi complicat ca PSD-ul, un partid ați, cu ați avut și la primăria mulți... capitale, ați venit cu domn doctor și după două săptămâni nu poți să câștigi întotdeauna și nimeni nu face 100%, nici în Europa, nici în afara Europei, nici Ceaușescu nu făcea 100%, dar suntem cel mai mare PSD-ul să facă 100%. Nu, dar asta spuneți că ați avut candidat și nu ați câștigat. Sigur, nu câștigăm în toate circunstanțele. Nu am spus asta, am spus că ați avut candidat pe care l-ați retras la locale. Am avut acel candidat comun pe care l-am adică retras. Adică să găsiți un candidat nu e o problemă. La sfârșitul alegerilor pe care tocmai le-am terminat, PSD a ieșit pe primul loc și a pierdut din capitala. Multe puncte de vedere. De nu a recâștigat capitala, dar a recâștigat unul dintre sectoare. Să fii politician. Păi nu, să pierzi înseamnă că ești în funcție și pierzi. Nu eram în funcție. Nu, cred că nu am recâștigat etimologia capitala. Și pe explicația din text a cuvântului a pierde. A pierde intervine în momentul în care doi se bat pe o funcție și unul pierde. Așa este. Dar am câștigat sectorul 2, adică și în București suntem mai bine decât în mandatul anterior. În țară sunt multe județe în plus în care avem președinte de Consiliu Județean, primari de municipii sau de mari orașe. Suntem pe primul loc la votul politic. Spune cine candidatul. Se decide, doamnelor. Asta este domnilor... baza pentru parlamentare, unde o să rupă. Pentru că având în teritoriu sigur atâta forță, deci vor avea în Parlament o majoritate de ar putea să facă singur guvernul. Să știți, să nu ne mirăm. Bun. Haideți să mergem și la opoziție. Aici, domnul Drulă și-a dat demisia pentru că această alianță USR, Forța Dreptei, PMP, a luat un scor nu mic, foarte mic, undeva la 8%, a mai reușit să se reconfirme pe două primării mari, la București, domnul Nicușor Dan, nefiind membru USR. De aceea, după demisia domnului Drulă, se pregătesc a lua șefia partidului mai mulți lideri importanți din USR, unul fiind reconfirmatul primar de la Timișoara, domnul Friț, dar și Elena Lasconi, realeasă primar la Câmpul Lung, care atenție ce declară! Declară că Nicușor Dan ar trebui să fie candidatul USR la prezidențiale. Asta mai lipsa. El ar fi și eu un excelent candidat pentru prezidențiale. Eu așa simt. Doar că înțeleg că nu își dorește. Nu există Cotrăcini independent. Pentru că în momentul acesta probabil că își face calculele că nu are majoritate. Cum să facă o alianță, pentru că are nevoie de Consiliu. Orice primar are nevoie de o majoritate în Consiliu. E un om foarte inteligent și campania a fost absolut senzație, mi-a plăcut foarte mult. Ar fi, cum să zic, nu îndreptățit, super îndreptățit să fie candidatul la prezidențiale. Doamna Elena Lasconi, domnule Coșii, spune, da, e foarte bun, dar nu vrea. S-a exprimat în acest sens Nicușor Dan? Sau se gândește? E clar că după ce ai câștigat din nou municipiul București, nu e bine să-i spui alegătorul, știi, te părăsesc peste câteva luni. Așa este. Nu am participat la o discuție directă la care să fie auzit acest lucru, dar știu că au existat discuții. Inclusiv întrebări legate de preluarea USR-ului, pentru că să ne aducem aminte, Nicușor Dan a înființat USR-ul, el este cel care a înființat USR-ul și ar fi fost practic
o revenire naturală și utilă în acest moment, benefică și partidului USR și Alianței Dreapta Unită. Colegul dumneavoastră nu era în ferestre, domnul Manole, dădea din cap. Nu, juridic, Nicu Șordan nu a înființat USR. Uniunea Salvată București și până USR. Juridic, soția domnului Nicu Șordan a... Uitați-vă în hârtii, dar vă dați seama în ce situație penibile ne aflăm când soția îți face partidul. Dar ce e penibil așa? Nu înțeleg. Ce e? Care-i situația? Pe unde ați mai pomenit în Franța, Spania, Italia și mai luați? Care-i situația penibilă? Dar de ce trebuie să pomenesc în Franța? Uitați, domnul Manole a câștigat 47% în capitala. Foarte bine, așa este. Și asta? Eu vă spuneam... 47%? Nu, dar dumneavoastră ați mai văzut 47% că nu ai mai văzut. Ce vreau să vă zic la este că... La București ați mai văzut 47%? Au văzut, absolut. Asta aici, domnul... Simplu, din punct de vedere juridic... Domnul Manole, când ați avut 47% la București? Vă rog să-mi spuneți. Nu am avut 47% în București. Dar, încă o dată, juridic vorbind, pot fi contrazis dacă are cineva argumente, dar nu cred că le găsește. Soția domnului Nicușor i-a făcut partidul și l-a dat după aia. Eu asta v-am spus. De o candidatură a domnului Nicușor Dan. Am zis asta? Păi, cam asta sugerați. Vi se pare? Păi, bun. Vă o luați cu soția. Păi, este un adevăr juridic. Domnului Ciolacu i-ar plăcea să-l aibă drept contracandidat pe domnul Nicușor Dan. Și mie mi-ar plăcea, sincer, să văd o chestiune de genul ăsta. Un olimpic internațional la matematică. Nu la soție, n-am nimic cu soția, absolut nimic. Dar cum ar suna ca domnului Ciucă să înființeze PNL-ul soția? N-ați râde. Nu aș râde, dar nu e cazul. Nici străbunicii domnului Ciucă nu erau născuți când s-a înființat PNL-ul. Asta zic, că nu știu cine o fi înființat și nu știu dacă mare domnul Ciucă. Dar dumneavoastră când faceți 5% în județ, de vărât curcile. Nu am vorbit peste dumneavoastră. Dar aveți un pic de bun simț. Domnule, dar PSD acolo nu vă învață deloc să fiți un pic de civilizat. Ați vorbit un sfert de emisiune. Lăsați, domnule, oamenii să ascultă și... Vă amintiți când am fost ultima oară în acest platou împreună? Când, oamenii vor să asculte, când nu vă opreați nici cu calmante? V-am zis doar un lucru. Atenționez la această retorică. Pot să continui. Calmante chestii. Scurt, vă rog frumos. Da, scurt, că a vorbit mai mult domnul Manole pe timpul meu. Nu-i pe timp aici. Da, am înțeles. Pe scurt, înțeleg că au fost niște discuții. Domnul Nicușor Dan mulțumește foarte mult bucureștenilor, celor 47% care l-au votat și dorește să se ocupe strict doar de București, deci de capitale, și nu este interesat, din câte știu eu că a rezultat din acele discuții, nici de preluarea USR, din păcate, din punctul meu de vedere, nici de o candidatură la prezidențiale. Ar fi fost o soluție bună și o soluție cu care și noi, cei din Forța Dreptei, suntem foarte compatibili. Există o compatibilitate între Ludovic Orban și Nicușor Dan și un sprijin pe care l-a acordat pe ambele. Și conducerea USR-ului există compatibilitate? Nu trebuie să existe între conducerea USR-ului și Nicușor Dan, ci între membrii USR-ului care votează, pentru că în USR toți membrii votează conducerea. Important aspectul acesta, dar acum vreau să vă dau, domnilor și domnilor, imaginile acestei campanii. Culmea că aici nu s-au făcut dosare penale, nu s-au făcut nimic. Imaginile vin într-o localitate din Giurgiu, unde a existat și o intervenție în forță a jandarmeriei. De ce? Pentru că în mai multe cabine de vot intrau mai mulți candidați și nu s-a oprit procesul de vot. Priviți și dumneavoastră. A cerut omul să intre, a intrat. Nu a cerut. Mie! Dar nu vrea să auzi, voi! De ce să auzi? Care-i treaba? Șată să auzi? Da, președinte, te Nu
Da, Hales Drăghici a fost proces de vot acolo, nu? S-a oprit, votat, cred că s-a și validat până la urmă. E dreptul constituțional și al acelor cetățeni să voteze. E mai mult o dată. Era foarte multă lume în secție și atunci ca să câștige timp și să nu mai aștepte după ștampilă, că de aia se stă, au zis, ia mă, dă ia și tu ștampila, pune aici, pune așa, și mai decât au ștampilat 170 de buletine, că nu mai știe nimeni câte le-au dat. Îți dai seama ce era acolo, dacă erau aia atâți oameni într-o cabină, dacă câte buletini ori fi ștampilat. Și pentru tot județul. Și cheia la final. Mai știe Dumnezeu ce a fost acolo. Da, s-a votat, e dreptul omului, el exercită rar, o dată la 4 ani și uite, de nerăbdător și s-au dus toți frații și tovarășii de acolo, din localitate. Și ar mai fi o știre astăzi, doamnelor și domnilor. Ei bine, procurorii de la Parchetul General, apropo de dosarul Crevedia, au considerat că în cazul intervenției pompierilor de acolo nu se ridică nicio problemă, nu s-a încălcat niciun protocol, așadar că faptul și e certitudine. Deja domnul Arafat și toți cei care au condus operațiunea nu vor avea probleme de natură penală. Vă concluzi aici, domnule Manole, domnule Colciș, adică vă așteptați cumva că totuși au fost răniți, nu mai știu, vreo 15, dacă nu mă înșel, că au stat prea aproape, adică nu s-a respectat perimetrul. Bun, acolo cred că parchet militar, nu, a investigat. Dar nu, militar, nemilitar, tot procuror sunt, adică... Să spun dacă s-a respectat sau nu protocolul de intervenție, dar eu vreau să aflu mai multe despre ce s-a întâmplat cu primarul din Crevedia, ce s-a întâmplat cu proprietarul acelei firme, ce s-a întâmplat cu casele oamenilor care am înțeles că sunt și acum cu plastic la ferestre. Adică asta mă interesează mai mult, să aflu ce s-a întâmplat cu acești oameni. Da. Primarul din Crevedia a fost reales, a mai candidat? Da, cu mult, un scor de aceea istoric. Spun mereu, ca să avem conducători politicieni mai buni, trebuie acum, să avem electorat. Acum nu știu dacă în cabinele de vot din Crevedia a fost au la fel ca la Giurgiu. Bun, și pentru final trebuie să ne decidem, doamnelor și domnilor, că a fost o săptămână grea, că am avut alegeri, vine un eveniment aici în capitală, prezența celor de la Coldplay, care deja au ajuns în capitală, va fi un mega concert și membrii formației chiar au filmat aici pe străzile din capitală. Să vedem imagine. E una cade Cele două concerte de la București au bătut recordul pentru cel mai rapid sell-out pentru un spectacol de stadion din istoria muzicii live din România. Da, va fi un mega concert și acel cântăreț stradal a fost filmat de cei de la Coldplay atunci când au văzut cum arată centrul vechi al capitalei. Le mulțumesc invitațiilor din această seară și merg la dictatura. Bună seara, Andreea, bună seara, doamnă și domnul, m-au văzut de cum e la Giurgiu, centru vechi ca centru vechi, dacă se duc la Giurgiu, acolo rămân cu amintiri nepiritoare și fără telefoane. Urmează punctul culminant al dezvăluirilor, doamnelor și domnilor, demascăm hoția, o înregistrare șoc, Clotilde isterică, ce face printre saci, Franțulaica e disperată, vă arătăm în imagine exclusive sacii pregătiți pentru deturnarea votului, măsuri fără precedent, cum se apără votul în seara asta, statul trimite întăriri, jandarmi și mască. Răstoarnă Clotilda scorul în această noapte, iar Piedone intră în luptă împotriva reziștilor și strigă, jos labele de pe primării. Piedone urlă la Clotilde, gata cu circul, pleacă acasă. Dezvăluiri de ultimă oră martora hoției în direct alături de noi. Vă prezentăm și rezultatele oficiale ale alegerilor și un anunț de ultimă oră. Nu în ultimul rând, Șoșoacă urlă lângă tirul cu voturi și se bate cu jandarmii. Pe de altă parte, Florian Codea pare că pierde tot. Acoliții săi din politică fac circ și atât. Perdanții incompetenți primesc ultimele ordine de la stăpân. Care stăpân în timpul liber umblă de braț cu blonda șefă peste mafia drumului. Rămâneți, doamnă, doamnă.